Hai să pornim! Condu prudent! 9 ore 35, 667 de kilometri, plecăm la Istanbul. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou vlog din Polonic. Astăzi mergem la... Istanbul! Luăm cu noi în călătoria noastră spre Istanbul. Ora 2 dimineața mergem spre una dintre cele mai frumoase orașe din Turcia. Pentru mine este prima dată când o să văd Istanbulul. Marius a mai fost o dată, așa că o să-mi fie ghid. Sper să fie un ghid pe cinste, pentru că așa promite. Până la aventura din Istanbul o să documentăm drumul până acolo. Se preconizează puțină aglomerație la vamă, așa că o să pornim din loc și o să veniți cu noi în această aventură. Înainte de aceasta vreau să vă informez că mașina am spălat-o și am alimentat deja și chitanțele o să le pun pe toate la un loc, iar la final o să vă spunem ce costuri am avut noi, combustibil, taxele de drum din Bulgaria, Turcia și ce am mai avut noi pe acolo. În urma experiențelor pe care le-am avut în călătoria spre Lefkada sau pe drumurile pe care le-am mai făcut noi de-a lungul experienței noastre cu mașina, am ajuns la concluzia că cel mai bine, și la sfatul nașilor, cel mai important că ei fac așa, cel mai bine conducem cu rândul. Două ore Marius, două ore eu, ca activitatea să fie cumva împărțită și să nu pice toată oboseala pe unul dintre noi. Astfel, Marius conduce primul, eu sunt comodă și apoi facem cu schimbul și voi conduce eu. Două ore, două ore, două ore. Se vede că e atmosfera de sărbătoare, e Vinerea Mare, bă, Bucureștiul ăsta e gol. Deci nu e nimeni. O mașină în fața mea și des nimic. Liniște. Bine, pentru noi e perfect, sincer, acum, că avem și noi timp. Spațiu este important și sper la vamă să nu prindem aglomerat, cum zicea Melissa. Pentru că și pe site-ul de la Maie scrie acolo că e posibil să găsim aglomerați. Eu sper că a fost doar o avertizare, pe principiu plecați din timp și sau nu mai plecați, știi, să nu se aglomereze, să sperie oamenii. Așa că vă spunem sincer care e treaba acolo și clar, când o să mergeți voi, nu o să mai fie așa aglomerat, nu o să mai fie vacanță sau sărbătoare. Hai că vedem. Și un aspect foarte important este Ramadanul în perioada asta și trebuie să avem mare grijă că nu se mănâncă ziua, cel puțin în spațiu public, doar restaurantele închise. Deci grijă mare. Bună dimineața. Cât vă datorăm? 1 lei serviciu și avem. Am urcat pe podul prieteniei sau podul de la ruse și am plătit pentru acest lucru 15 lei sau 3 euro. Punem acolo la calcul și la sfârșit vedem cât ne-a costat drumul. Și acum mergem să predăm pașapoartele, să verificăm dacă tot e în regulă. Sunt câteva mașini. Aparent nu suntem singurii nebuni care pleacă la ora asta. Da, dar oricum 10 mașini mi se pare exagerat. Ilfo, București. Deci sunt vecinii noștri. Sunt ai noștri. De ora 2.54, 3 dimineața. Am ajuns. Dar cât am plecat? La 2? Fără? Am plecat la 1 de acasă, am mâncat și cam la 2 am plecat București. Din București. Deci cam o oră am făcut până la granița cu Bulgaria. Cam într-o oră ar trebui să intru eu în acțiune. Și încă nu am băut cafeaua, deci cumva cu jumătate de oră înainte o să încep să beau din cafea. Să vină și energia. Un aspect foarte important atunci când mergeți în Turcia, să aveți mașina pe numele vostru, pentru că șoferul care intră în țară trebuie să iasă și la întoarcere același cu mașina. Și dacă vii cu o altă mașină, trebuie cumva să ai procură. Ăștia sunt foarte stricți și din luna martie 2022 au băgat o lege acum, dacă ai o amendă în Turcia, trebuie să o achizi neapărat la ieșire din țară. Așa că fingers crossed să nu am o amendă ceva, că nici mă gândesc. Mai avem în istorie treaba asta și refuz să fiu de acord cu tine.
Eu cred că după vacanța din Gran Canaria, unde nu am luat nicio amendă, acolo s-a oprit ghinionul. Deci acolo a rămas și nu se va mai întâmpla nimic. Oficial am stat în vamă 15 minute. Hai mă, că lejer. Problema e alta. Problema este din Bulgaria în Turcia. Acolo e groasă. Atunci când am fost în Lefkada, undeva spre finalul călătoriei, deja eram foarte obosit și înfometat și nu găseam nicăieri un loc de unde să luăm ceva de mâncare. Așa că mai bine o luăm din timp, unde găsim, oprim, fiindcă în Bulgaria nu sunt foarte multe benzinării, așa că cel mai bine este să luăm atunci când găsim. Și încă ceva, nu cumva să treceți granița fără să vă luați vinieta. Cel mai bine ar fi să o luați ori din vamă, ori să o luați online, așa cum am luat-o și noi. Pentru că noi, data trecută, la intrare în România, am fost trași pe dreapta, am luat amendă, nu mai știu cât. Cert este că nu a fost deloc plăcut, am plătit cât trebuia să plătim, dovada aceea nu a fost de folos. Adică noi am plătit și vinieta și amenda, așa că învățați din greșelile altora și luați din timp. Vă spune unde suntem, dar nu știu unde suntem. Dacă ai idee, mai avem 50 km. Deci este ora 4:30. 4:30. S-a încercat somn. Pe partea dreaptă nu s-a reușit. Mai tare m-a obosit și mi-am dat seama că am făcut o cafea foarte proastă acasă. Nu știu ce s-a întâmplat. Că are un gust. Așa că ne aflăm la un Shell să facem refill cafea pentru mine, că vreau să schimbăm, să conduc eu. O poză de Instagram pe care o să o vedeți acum. Și ceva dulce, o apă fără bule și una alta. Și vreau să vă arăt că motorina în Bulgaria este ca aproape ca la noi. Întâi mai ieftină. Da, mai ieftină, cu puțin, cu 50 de bani. Puțin, da. Gestul contează. Haide! Bună dimineața, mai sunteți cu noi? Ora 4:30, vreau să vă arăt un lucru foarte important. Când veniți în Bulgaria, să regăsesc camerele astea de filmat, să vedeți exact cum arată un radar. Nu ca la noi pe mașină, adică sunt și pe mașini. Dar cam așa arată un radar fix în Bulgaria. Este marcată cumva pe Google Maps. Trebuie să acorzi foarte multă atenție, risă, să te alegi cu o mare amendă. Acestea fiind spuse, Melissa pleacă repede să iau o cafea. Încă mai avem de parcurs. Zic eu că într-o oră o să fim la jumătatea drumului. Rezistăm. Eroic, după atâtea ore. Cred că o să fim rupți când ajungem, da, poate băgăm o oră de somn. Hai, pa! Foarte bine, surprinzător, dar sunt foarte bine, n-am dormit deloc, când am stat cu ochii închiși vreo jumătate de oră, dar îmi place compania ta și e ok. Am luat vreo 345 de milioane de grop și spuneam lui Marius că mi se pare că drumul din Bulgaria este chiar mai prost ca al nostru, așa că, na. Să zicem că suntem ok, un pic mai bine decât bulgarii. Dar am luat o groapă. I-am spus lui Marius că cel mai bine îmi pare că n-am venit cu cealaltă mașină. Pentru că, într-adevăr, cu cealaltă mașină am fi rămas în drum. Coadă la vamă. Am ajuns undeva, nu știu exact unde, doar că mai sunt vreo 2 km până la vamă și cozile sunt imense de mașini către Istanbul. Trebuie să recunosc că autoritățile au avut dreptate și este aglomerat, iar noi suntem obosiți.
Super. Deci oamenii au ieșit, din mașini, se relaxează și au scos măsuțe. Măsuțe. Cam stai câteva minute bune. Cred că o să stăm o oră aici. Te rog, eu taci. Ai, eu mi-e somnul de tot. Am plecat calea bune, unul de acasă. Și acum stăm aici. Nu se știe cât. Până ne verifică, până... Că nici măcar nu văd să ne mișcăm, aia e problema. Da, momentan. Hai. Fix o oră avem de când așteptăm. Și mai mult. Mai mult până departe. Noi suntem, deci, aici. De aici am plecat, am ajuns aici. Și mai avem tocmai aici. Așa. Aici, nu știu, calculați și voi. 2 ore, 3 ore. Și în spate deja s-a făcut mai mare. Cineva se lignește? Ai mincat ochii în gură, deci nu mai pot. Cred că dacă plecam cu avionul, deja eram la plimbare. Și am ajuns la graniță. Deci, practic, suntem în Turcia! Bine! Asta e vestea bună, vestea proastă e că mai durează. Lasă vestea proastă, vestea bună, doar vestea bună. Mai durează, pentru că ghiși ce trebuie să dezinfecteze mașina cu tot felul de substanțe, nu știu cât se vede acolo. Bă, frate, și costă, adică să le dai și bani pentru asta, știi? Nu contează, important e că am ajuns. Hai să vedem partea plină a paharului. Aș bea un pahar cu apă, dar... Cam asta este marea dezinfectare. Treci printr-un jet de... nu știu ce. Marius, acum plătește taxa, este 60 de lire turcești, echivalentul a 18 lei și un pic... lei, mă rog. Și poți să plătești și în lei, poți să plătești și în lire și în orice, important este să le dai bani. Hai că revenim, că am avut parte de experiență destul de nașpa. Da, atitudine. Pot să zic, scuze-mi limbajul, o să-l cenzurez acolo. Față de noi, i-am oferit în lei pentru că aparent poți să plătești cu lei. Cu cardul, dacă vrei să plătiți pentru dezinfecția asta care costă 60 de lire turcești sau 20 de lei, nu, 18 lei, bă, nu a vrut banii mei, deci nu a vrut efectiv și am zis, bă, vreau restul 2 lei, că n-am nevoie, dar pur și simplu iam banii ca să pot să trec. Welcome to Turcia! Ei bine, dragilor, treaba este destul de interesantă cu trecerea în Turcia, pentru că sunt o grămadă de pași de realizat. Odată stai la vamă, așa cum se întâmplă la orice trecere dintr-un stat într-altul. După care trebuie să aștepți să ți se dezinfecteze mașina. După ce se dezinfectează mașina, vii să-ți iei viza. Direct persoana în cauză vine și își ia viza. După care trebuie să-ți iei un card prin care îți achiți toate taxele. Tu trebuie să-l alimentezi, iar cu acel card, de fiecare dată când vei trece pe o autostradă sau un drum taxabil, se va retrage o sumă de pe cardul respectiv. De aceea, ca recomandare, undeva la 100 de lire turcești ar fi bine să se încarce pe cardul respectiv. Iar acum Marius asta face cu cardul. Eu mut mașina pentru că este, Doamne ferește, o aglomerație. Deja simt vibe-ul turcesc, sunt foarte aglomerat și sper să rezolve și puțin în timp. Eu când ajung și el când termină și plecăm, că nu mai putem. Am scăpat de acte, am scăpat de verificat, de taxe, de plătit, tot, iar la final o să vedeți exact cât a fost totalul și cât ne-a costat de fapt să ajungem noi aici. Și pentru că, na, vorba multă sărăcia omului, hai să mâncăm și noi ceva, că ăla mic acolo strigă în stomac, e nevoie mare. N-am mai mâncat o mâncare sănătoasă sau consistentă de la ora 1, ora României, și acum este ora 1, am parcat mașina aici. Urmărind și celelalte mașini, am zis că, bă, e safe, hai că e safe, că... Vedem la întoarce. Hai să mâncăm. Hai să mâncăm.
să mâncăm. Nu să știe ce, chifteluță sau vită. Și noi ce am luat? Și noi am luat așa, ce am luat o porție de cofte care sunt chifteluțe, de miel. Nu știu de ce animal. Miel. Și o porție de vită, dar nu știm ce o să fie, Doamne ajută. Bă, dar nu știu despre voi, dar mie mi-e o foame de abia aștept. Ți-am adus pâine și apă, efectiv, asta este pentru noi, cred. Ceea ce-ți pare tare. Și primirea e drăguță, știu eu. Singura problemă pe care o am eu este că nu vorbesc engleză, bă, dar niciunul. Bă, dar niciunul, a trebuit să folosim Google Translate ca să ne înțelegem cumva, dar totuși limbajul semnelor, știți cum e, se rezolvă. Carne făcută la tavă, dar e gustoasă, e aromată. Iar în combinație cu salata asta de castraveți și cu roșii și pâinica proaspătă, mamă ce bun e! Thank you! Mamă, deci știi cum sunt acum? Curcubeu pe ceruburi. Și chiar mă bucur de mâncare, așa nu știu. Foarte mâncare simplă și delicioasă. A fost foarte bună, vreau să văd și cât costă, că habar n-am, am ales cu degetul după poze. Și acum așteptăm o cafea cu lapte și un ceai. Primul ceai din... De la mama lui. Și ghiciți cât a fost nota. Am dat 130 de lire turcești. Cu tot cu tips 150. 150, care înseamnă undeva la 45 de lei. 50 de lei. 50 de lei toate chestiile astea și arată atât de bine și au fost atât de gustoase cât merită. Punem bagajele și mergem. Spre Istanbul! Ți-ai dorit aglomerații? Ți-ai dorit Istanbul? Poftim! Bine ai venit în junglă! Dacă vrei că București este aglomerat, ai venit la nașus. Bine ați venit în Istanbul, să știe. Cum e? O nebunie. Și gata, am ajuns la hotel. Dar înainte de aceasta vrem să vă răspundem la întrebarea cât costă să vii cu mașina în Istanbul. E bine, cât costă, Melissa? Și am făcut o contabilitate frumos, organizatoric. Începem cu podul prieteniei, 15 lei. Bum. 67 de lei vinieta pentru Bulgaria. Cing. Undeva la 300 de lei combustibilul pentru un consum 4-5. În Turcia, dezinfectarea mașinii, 60 de lire sau 20 de lei. Cing. Obligatoriu, e obligatoriu. Taxe autostradă, card plus credite, undeva în valoare de 10 euro 50 de lei. De lei. Pune și pasta acolo. Așa. Deci, cumva un total de 450 de lei dus. Dos, ce părere aveți? Mi se pare mult, e puțin. Am avut norocul că mașina noastră a fost economică și ne-a salvat cumva, dar nu mi se pare foarte, foarte mult, iar la întoarcere cât ar fi? La întoarcere deja am făcut plinul, pentru că era în drumul nostru și... Apropo, în Turcia e mult mai ieftin decât în România. Da, da, undeva la 22 de lire turcești pe litru. 7 lei. Deci ok, mai deci mai adăugați 200 și ceva de lei pentru combustibil. Și încă o taxă de dezinfectare la vama pe care nu poți să o eviți cumva. Și cred că și podul prieteniei, mai puteți o dată. Și podul prieteniei, încă 15 lei. Hai să dăm mână cu mână, deci? Deci să facem așa un total, ar veni undeva la 700-750 de lei. Masă menos, cam atât din acest video, sper că v-a plăcut. Rămâneți alături de noi pentru că o să filmăm restul aventurii în Istanbul, chiar și camera asta un pic orientală. Cât de mult putem în 3 zile, 2 nopți. Pentru că atât este vacanța noastră și... Și nu plecați în greu, pentru că, după cum v-am spus, noi continuăm să ne facem treaba cu contentul. Până atunci, dă-ne un like și dă-ne subscribe la acest canal, pentru că mai avem puțin și facem 2000 de abonați!